Bună seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm în continuare despre starea culturilor agricole în contextul vremii din ultimul timp. Avem alături de noi pe domnul dr. Ion Marinică, meteorolog, și pe domnul dr. Victor Vătămanu, agrometeorolog. Vă mulțumesc că ne sunteți alături și de această dată. Și noi mulțumim foarte mult pentru amabila noastră invitație și ne bucurăm că suntem din nou împreună alături de dumneavoastră pentru cei care urmăresc emisiunea dumneavoastră. Am avut un final de ianuarie, respectiv un februarie până la această dată, care ne-a pregătit așa surprize. Am avut și vreme foarte călduroasă, care ne-a dus cu gândul la primăvară în adevăratul sens al cuvântului, dar am avut și precipitații sub formă de zăpadă, am avut chiar și ger. Da, la începutul, la sfârșitul toamnei, de fapt, atunci când a venit acea răcire, spuneam că în tot cursul iernii vom avea alternanțe între răcirii ale vremii și încălziri și că la final vom trage concluzia că iarna a fost mai caldă decât normal. Acum, într-adevăr, putem să spunem că ceea ce spuneam atunci s-a adeverit. Luna decembrie a fost normală termic. Răcirea de la sfârșitul lunii noiembrie s-a prelungit și în decembrie, astfel că în primele zile ale lunii decembrie s-au înregistrat minimele lunare de temperatură din decembrie. Au fost mai multe reprize de ninsori și în noiembrie două reprize de ninsoare, în decembrie chiar mai multe, vreo 3 sau chiar 4. Stratul de zăpadă în câmpia Olteniei a apărut și a dispărut de fiecare dată când veneau încălzirile, însă în arealul dealurilor a avut o proprietate foarte importantă datorită zonei adăpostite din județul Gorj, adăpostite de curbura lanțului carpatic din nordul Olteniei. Aerul rece a stagnat, astfel că de la 15 decembrie și până la data de 11 februarie, timp de 58 de zile, stratul de zăpadă, cu unele variații ale grosimilor, a persistat. Acolo, într-adevăr, putem să spunem că în Gorj, într-o parte din vestul Mehedințiului și o parte din estul județului Vâlcea, a fost iarna ca altădată, cu strat de zăpadă, într-o bună parte a iernii. Totuși a venit luna februarie, astfel încât, începând din data de 11 februarie, n-am mai vorbit de strat de zăpadă decât în zona de munte și puțin în zona subcarpatică. Iar în zilele trecute, în noaptea de 22 spre 23 februarie, am avut din nou un episod de răcire rapidă a vremii. După câteva zile extrem de călduroase foarte și de frumoase. Da. Pe data de 20 februarie s-au atins maximele termice ale lunii februarie. Am înregistrat valori de temperatură de 18,5, adică aproape 19 grade la Drăgășani. Și nu numai la noi, a fost și în Muntenia cald și în Banat. Și apoi acea răcire bruscă, practic, a pus capăt vremii calde. Dar, începând de astăzi, lucrurile se schimbă încet, încet și din nou vremea caldă va reveni. Și vom reveni la dumneavoastră cu mai multe detalii cu privire la cum va evolua vremea în zilele următoare, dar înainte de asta aș vrea să le întrebăm pe domnul dr. Vătămanu cum se prezintă starea culturilor agricole însămânțate în toamna lui 2018. Cu permisiunea dumneavoastră, am să încerc să duc puțin mai departe tot ceea ce a spus domnul dr. Marinică în legătură cu aceste evoluții ale vremii. Și trebuie să spunem că această alternanță cald-frig sau primăvară-iarnă a continuat și în ultima săptămână într-un mod cu totul și cu totul deosebit. De ce spun acest lucru? Pentru că, așa cum ați menționat dumneavoastră, în cele două zile, aș putea spune 21 și respectiv 22, s-au înregistrat valori de temperatură, așa cum ați menționat, la Drăgășani 18,5, de asemenea la Slatina 18,2, deci temperaturi foarte ridicate, la Craiova am avut 17,6, la Calafat am avut 17 grade, la Bechet am avut 17,2, la Târgu Jiu, atenție, 17,9 grade, în timp ce nopțile au fost în marea lor majoritate cu temperaturi apropiate de 0 sau sub 0 grade. Același lucru s-a întâmplat, deci nu a fost o singură zi, același lucru s-a întâmplat și a doua zi, respectiv în ziua de 21 spre 22,
când s-au înregistrat valori puțin mai scăzute de temperatură, dar tot pozitive, valori cuprinse între 10 și 14 grade, deci destul de ridicate față de această perioadă, pentru ca peste două zile, deci respectiv în ziua de 23 spre 24 și respectiv 24 spre 25, să înregistrăm temperaturi negative la aproape toate stațiile din subordinea Centrului Meteorologic Regional Oltenia. Deci iată această alternanță, această alternanță și gândiți-vă... Care este impactul ca stres asupra culturilor? Și gândiți-vă, exact asta vreau să vă spun, gândiți-vă impactul care are loc asupra culturilor agricole, care datorită acestor temperaturi destul de ridicate și-au reluat parțial procesul de vegetație, după care automat au intervenit aceste valori apropiate de îngheț sau chiar sub limita înghețului și temperaturi destul de scăzute, am putea spune, cu implicații deosebite în evoluția în continuare a plantelor. De ce spun acest lucru? Pentru că, revenind la întrebarea dumneavoastră, trebuie să amintim că dacă nu am fi avut posibilitatea să cultivăm în toamnă grâu și în special soiurile de grâu produse la noi în țară și care au o foarte bună bază revenim genetică la acea care discuție pe care am avut-o, am avut-o în mod cu adaptabilitatea soiurilor de grâu la condițiile acestea. Sigur că atât eu cât și domnul doctor de fiecare dată am insistat foarte mult asupra valorilor de temperatură ce se înregistrează atât în timpul iernii, cât și probabil o să vedem și în primăvară, pentru că dacă la nivelul anului 2018 a fost cel mai călduros an din istoria științei de meteorologie, iată că și acum se pare că și 2019 intră cu probleme determinate de schimbările climatice. Sigur, probabil că noi la un moment dat vorbim foarte mult despre aceste schimbări climatice, dar este un adevăr foarte, foarte clar și în special... Și marea provocare a agriculturii române. Și marea provocare a agriculturii nu numai din România, ci absolut din toată lumea, pentru că fenomene de genul acesta se petrec din ce în ce mai mult pe întreaga suprafață a globului, cu efecte care se văd în ceea ce privește asigurarea hranei populației globului. Sigur, deocamdată încă nu s-au tras niște semnale de alarmă foarte, foarte puternice, dar nu este departe ziua în care vom avea probleme deosebite datorită acestor schimbări climatice care vor duce la obținerea unor recolte sub nivelul care asigură, cum este la ora actuală, care asigură necesarul de hrană pentru populație și atunci vor fi probleme cu totul și cu totul deosebite. Deci am vorbit numai în două alternative de acest gen, lucru pe care l-a amintit foarte corect și domnul doctor Marinică, dar acest fenomen de care am amintit, căldură foarte mare și după aceea înregistrarea unor temperaturi care se ducă la îngheț la suprafața solului sau chiar pe intervalul 0,5 cm, a făcut ca, în special la culturile cerealiene, să se înregistreze acel fenomen de, cu ghilimele de rigoare, descălțare a culturilor. Deci, datorită acestor fenomene de îngheț, dezgheț, se poate produce acest fenomen. Sigur, nu este un fenomen foarte periculos, dar dacă el ar continua, sigur că ar putea să aibă un efect nedorit asupra culturilor. Faptul că, la un moment dat, s-au înregistrat temperaturi pozitive, a făcut ca încet, încet starea de vegetație să pornească, aminteam anterior, și să se înregistreze următoarele fenofaze la culturile de grâu, de orz, de orzoaică, cele semănate în toamnă. Aceasta a făcut și face ca, la ora actuală, culturile cerealiere să se afle sau starea lor să fie o stare optimă, deci cele care au fost semănate în perioada optimă se prezintă bine și am putea spune mediu, într-un final al epocii optime, iar cele semănate mult, mult mai târziu, starea de vegetație este medie și slab. Dar aș vrea aici să menționez un lucru foarte, foarte interesant și anume, trebuie să spunem foarte clar că surpriza plăcută pe care au avut-o mulți fermieri, chiar din Oltenia, din toate zonele, nu numai dintr-o anumită zonă a Olteniei, a fost următorul lucru, că datorită condițiilor grele în care s-a făcut semănatul în această toamnă,
Unii au semănat mai târziu. Ei bine, și aceste culturi care au fost semănate în afara perioadei optime și chiar destul de împinse, am putea spune, la sfârșit, către sfârșitul celei de-a doua decade și începutul celei de-a treia decade din luna noiembrie. Și nu au fost cazuri izolate, pentru că mi-amintesc că vorbeam de o secetă pedologică la momentul respectiv. Și toată lumea spunea să vedem ce va ieși din acest grâu. Ei bine, să știți că din deplasările pe care eu le-am făcut pe teritoriul Olteniei au răsărit, sigur sunt în faza primă, să spunem, de răsărire, dar important este că au răsărit. Acum, faptul că se înregistrează aceste alternanțe este foarte bine, pentru că el nu a apucat să fie foarte bine călit, să spunem, deci să petreacă perioada de vernalizare. Dar înregistrarea acestor valori de temperatură de care am amintit și domnul doctor și am amintit și eu, și posibil să se mai înregistreze și la nivelul lunii martie asemenea mici înghețuri sau alternanțe de acest gen, nu fac altceva decât să ducă la adaptarea foarte bună a cerealelor pentru perioada imediat următoare. Deci, respectiv, apariția frunzei a treia și, mă rog, continuarea întregului proces de vegetație, în special la plantele cerealiere. La rapița de toamnă, deci acele suprafețe care au mai rămas cu rapița de toamnă, pentru că știm că am avut probleme deosebite la rapița de toamnă, pentru suprafețe importante au fost întoarse sau încă nu au densitatea care să le permită să se obțină acel plus valoric de care noi aminteam în permanență. Deci, cultura de rapiță înregistrează faza de înfrunzire la scara întregii țări. Sigur, numărul de frunze variază de la o solă la alta în funcție de perioada în care s-a făcut semănatul și perioada sau stadiul în care a intrat această cultură în iarnă. În rest, în ceea ce privesc speciile pomii viticole, acestea încă înregistrează faza de repaus biologic, pentru că se știe că aceste specii reiau mai lent procesele de vegetație, nu atât de rapid cât reiau plantele agricole, respectiv plantele cerealiere. Deci, una peste alta, putem spune că încet, încet, deja, hai să folosesc un termen așa din mecanică, începem să turăm motoarele, în sensul că deja problemele deosebite pe care inginerii agronomi, fermierii le întâmpină, acestea trebuie rezolvate de la o etapă la alta. Și sigur că o să vedem spre finalul emisiunii noastre recomandările care trebuie aplicate din ce în ce mai corect și mai, să spun, mai aprofundat la fiecare solă, pentru că aceasta este esența pe care trebuie să o avem în fiecare zi, pe care trebuie să o urmărim în vegetația. Aș mai vrea însă să mai subliniez un lucru foarte, foarte important, și anume această alternanță de care aminteam și mai ales înregistrarea în perioada de care am amintit, 23-24 februarie, cu înregistrarea acestor temperaturi negative, a făcut posibilă administrarea acolo unde nu s-a făcut până în acest moment, administrarea cantităților de îngrășăminte. Este un lucru foarte, foarte bun că acum, deci după ce s-au înregistrat aceste ferestre ale iernii, să se poată aplica aceste îngrășăminte, deoarece plantele au nevoie de aceste cantități de îngrășăminte. Și sigur, dacă sunt date la timp și corect, exact ceea ce aminteam în fraza anterioară, specific pentru fiecare solă și consumului necesar la fiecare solă, sigur că lucrurile încep încet, încet să intre într-o anumită normalitate pe care sigur noi o vom înregistra și mi-ar face mare plăcere să o putem prezenta în cadrul emisiunii dumneavoastră, probabil luna viitoare, când sigur deja vorbim de luna martie, aproape de aprilie, deci cu totul și cu totul. Până un atunci alt însă este foarte important să vedem ce ne pregătește vremea în perioada următoare. Absolut. Și să nu avem surprize majore care să supunem continuare plantele la un stres poate și mai mare decât cel anterior. Domnul doctor Marinică, v-aș ruga să ne spuneți ce ne așteaptă în zilele următoare. Înainte de a vorbi ce ne așteaptă în zilele următoare, vreau să mai fac câteva completări. Foarte bine a prezentat prietenul meu, domnul doctor Vătămanu, aceste lucruri. Într-adevăr, plantele de cultură și nu numai ele, și pomii fructiferi, în special speciile timpurii, sunt foarte reactive la creșterea de temperatură și pornesc în dezvoltare. M-am uitat zilele trecute, deja, corcodușii au deja
mugurii florali dezvoltați, mai au puțin și apar bumbii florali, da, butonii florali, și la fel și caisul și vișinul și multe alte specii. Problema este că în momentul când vine răcirea, mugurul respectiv nu se mai retrage la forma la care era, rămâne așa și devine din ce în ce mai vulnerabil odată cu, pe măsură ce el se dezvoltă la scăderile de temperatură. Deci ele sunt reactive doar la creșterile de temperatură, iar la scăderile de temperatură, pur și simplu se dacă distru. Dacă îmi permite și vă rog să mă iertați că vă cer permisiunea de a prezenta un anumit lucru care face legătura directă cu ceea ce a spus dumneavoastră, și anume înregistrarea unor fenomene meteorologice semnificative. Da. Noi împreună știm ce înseamnă acestea, adică fenomene care au influență directă asupra... Care au impact asupra culturilor și plantelor. Ei bine, deci dacă este să ne referim sau să facem referire la ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și intervalul de care am amintit, trebuie să spunem că în data de 20-21, cu excepția stației Băilești, unde s-a înregistrat fenomenul de ceață, nu am avut în toată Oltenia niciun fenomen. Mai departe, a doua zi, pe data de 21, nu am avut la nivelul întregii Oltene niciun fenomen. Mergem mai departe și ajungem în data de 22, când s-au înregistrat cele mai scăzute, o parte din cele mai valorile scăzute, în special noaptea, dar care au prevestit ceea ce urma să se întâmple, și anume, s-au înregistrat următoarele fenomene meteorologice: ploaie, ninsoare, transport de zăpadă, ceață, adică viscol. Practic, zăpadă grăunțoasă, așa, viscol de asemenea, viscolul, sigur, chiar la Caracal a avut loc, și este foarte, foarte interesant, deci pornirea lor, de exemplu, a mugurilor, ceea ce a spus dumneavoastră, în vegetație, a fost stopat datorită acestor fenomene. Mai departe, trebuie să vă spun că în următoarea zi, deci pe data de 23, nu am avut decât prea puține fenomene, respectiv la Calafat ceață, la Apa Neagră, unde ar fi fost normal, sigur că da, ninsoare, ceață și chiciură, și ninsoare după aceea la Severin și la Râmnicu Vâlcea. Ninsoare care, sigur că știm ce efecte poate să aibă. Mai departe, în data de 24, cu excepția stației Apa Neagră, unde s-a înregistrat chiciură și ceață, nu am avut niciun fel de fenomen. De asemenea, în data de 25 nu am avut niciun fel de fenomen. Deci, concluzia este următoarea. Deci, iată că în momentul în care se înregistrează aceste fenomene cu scăderea bruscă a temperaturii la niște valori destul de importante, se produc și fenomenele meteorologice care stopează sau nu fac altceva decât să supună unui stres termic tot ceea ce înseamnă vegetație. Da. În celelalte zile, când temperaturile au fost cât de cât pozitive, bineînțeles, noaptea fiind și valori negative, nu s-au înregistrat alte fenomene semnificative. Vă iertați-mă, vă mulțumesc. Nicio problemă. Vorbeam câteodată despre durata zilei. Astăzi, durata zilei este prima zi din an când ziua face 11 ore. Un alt factor important în starea culturilor agricole, da, pentru absolut. Că știm lumina cât influențează modul, da, în care se intensitatea, dezvoltă plantele. Intensitatea. Deci, de azi încolo, până la sfârșitul, până chiar încă multă perioadă, durata zilei va depăși 11 ore, iar soarele va răsări înainte de ora 7, începând cu data de 3 martie. Ceea ce este foarte important. În februarie durata zilei crește cu o oră și 16 minute, iar în martie durata zilei crește cu o oră și 32 de minute. Se înregistrează în martie 5 zile cu creșteri de 2 minute, 19 zile cu creșteri de 3 minute și 7 zile cu creșteri de 4 minute. Așa. De ce am vorbit? Pe 20 anul ăsta este echinocțiu de primăvară la ora 23:58 de minute, iar de aici încolo, evident că durata zilei depășește durata nopții și, bineînțeles, cantitatea de lumină și energie primită de la soare este enorm de mare, iar în zilele de vară, începând de la 21 iunie până către sfârșitul lunii iulie, durata zilei depășește 15 ore.
În lungile zile de vară, plantele, culturile agricole, unele pleacă de la răsărire și până la coacere și culegere, iar altele se maturizează, se culeg recoltele și așa mai departe. Tot ceea ce există, vegetație pe fața Pământului, rezonează foarte bine cu durata de strălucire a soarelui, cu cantitatea de căldură, cu temperaturile și cu cantitățile de precipitații. Elemente care ajută la procesul de fotosinteză și cu cât procesul acesta de fotosinteză este mai intens, cu atât dezvoltarea plantelor este corectă și normală și asigură obținerea unor recolte foarte bune. Ziceați mai devreme că să există semne ale unui an călduros. Da, există semne ale unui an călduros. Deja instituțiile mari la nivel mondial au emis prognoza climatică a primăverii. Se întrevede o primăvară la noi, în zona României, ploioasă și furtunoasă, adică cu fenomene de precipitare intensă, ceea ce nu e rău, pentru că până la 15 iunie lucrurile vor sta bine. După 15 iunie, probabilitatea de apariție a procesului climatic El Niño crește, la ora actuală este 50%. În mod normal, probabilitatea de apariție a lui este doar 25%. Poate să spună cineva, doamne, 50% e o probabilitate albă, da sau ba. Sigur că da, așa jumate, este. Da, jumate, da, jumate, da, jumate, nu, așa este. Dar dacă avem în vedere că probabilitatea lui normală e 25%, iată, probabilitatea de apariție a lui a crescut deja și este posibil să se declanșeze în vară. Ceea ce înseamnă că 2019 se poate încadra la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai călduroși ani. 2015 a fost cel mai călduros, iar pentru noi Oltenia și România 2018 a fost al treilea cel mai călduros an din tot șirul de date de la 1900 până în prezent. Oltenia se află printre cele mai călduroase regiuni ale României. La noi, abaterea față de media normală multianuală a secolului trecut este mai mare decât la nivelul țării, nu cu mult, dar oricum este mai mare, ca dovada faptului că ne aflăm în zona caldă a României. Haideți să facem estimarea, ca să nu pierdem și momentul acesta. La noapte un cer variabil, mâine dimineață valori minime de temperatură între minus 4 și plus 1 grad. În această dimineață încă s-au mai înregistrat valori de minus 10 grade în arealul dealurilor, iar la Craiova am avut o minimă de în jur de minus 8 grade. Mâine o zi frumoasă cu cer variabil, cu vânt slab până la moderat, cu maxime de temperatură de la 5 la 11 grade și cu minime joi dimineața de la minus 5 la 0 grade. Joi, în ultima zi a lunii februarie, o zi frumoasă cu cer variabil, cu maxime de la 8 la 14 grade, cu vântul slab până la moderat, cu minime între 0 și 5 grade în dimineața de 1 martie. Pe 1 martie, așa cum ne stă bine și cum ne place doamnelor și domnișoarelor noastre, o zi deosebit de frumoasă cu cer variabil, cu maxime de la 11 la 16 grade și cu minime de la 3 la 8 grade în data de 2 martie. Cerul variabil înseamnă că este posibil să avem și precipitații? Da, în cursul nopții o să fie izolat condiții să apară câteva picături de ploaie. Nesemnificativ, evident, dar asta petrecerea... Asta de 1 martie de mărțișor, dacă pot să-și pună pantofii sau rămânem încă la cizme. În cursul nopții de 1 spre 2, dar petrecerea e la restaurant și se pleacă de acolo cu taxiul. Chiar dacă apare o picătură de ploaie și nu e nevoie de umbrelă, nu ne deranjează cu nimic. Pe data de 2, sâmbătă, iarăși o zi destul de caldă, însă mai puțin caldă decât pe 1. Cerul va fi temporar noros, izolat sau poate chiar local, niște precipitații slabe sub formă de ploaie, totuși maximele sunt între 8 și 13 grade și minimele de la minus 2 la plus 2 în dimineața de 3 martie duminică. Pe 3 martie duminică nu mai vorbim de precipitații, vorbim de o zi frumoasă cu cer variabil, cu maxime de la 5 la 10 grade și cu minime pe 4 dimineața de la 0 la 5 grade. Pe data de 4, o zi frumoasă cu cer variabil, în cursul nopții izolat sunt posibile câteva picături de ploaie, nu multe, însă pe data de 4, maxime de temperatură, exact ca în data de 1, între 11 și 16 grade, poate chiar mai mult, eu le-aș vedea chiar spre 18-19 grade și cu minime de la 3 la 8 grade în cursul dimineții de 5.
în dimineața de 5, din nou o zi frumoasă, cu cer variabil, cu maxime de la 14 la 19 și probabil vor fi și 20. Sunt normale aceste 20. Temperaturi care, iată, ajung la 20 de grade ca și maxime? Dacă e să luăm după mediile multianuale, am putea să spunem că sunt mult mai calde decât normale, mult mai mari decât normalele. Pentru această perioadă anului. Dar problema este că, de obicei, nimeni de pe fața Pământului nu trăiește continuu cu normalele, pentru că ar fi groaznic. Normalele, de obicei, sunt mici față de ceea ce, de variațiile zilnice, și atunci, într-adevăr, s-ar produce niște lucruri foarte dificil de controlat. Însă, tocmai aceste variații de temperatură, cum spunea și colegul meu mai devreme, dau un impuls spre dezvoltare plantelor și culturilor și multor altele. Deci pot să depășească 20 de grade în data de 5 și cu minime de la 3 la 8 grade în data de 6. Pe data de 6, un cer variabil, noaptea se va înnora, local o să plouă slab, dar în cursul zilei, sigur, valori maxime de temperatură 15-20 de grade. Și eu, după structura atmosferei, pentru că eu m-am uitat bine la toate aspectele, pot să spun că va depăși 20 de grade, probabil 22-23. Poate ne apropiem de o zi de primăvara intră în forță, iată. Da. Și minime pe data de 7 între 4 și 9 grade. Pe data de 7 lucrurile se calmează. Deci întotdeauna după o advecție caldă urmează una rece. Sunt niște fenomene foarte interesante care se produc la nivelul continentului Europa. Pe data de 7, o răcire a vremii. Cerul va fi temporar noros, local va ploua slab, mai ales în prima parte a zilei, este continuarea ploii din cursul nopții, maxime de la 4 la 9 grade și minime pe data de 8 dimineața între 0 și 4 grade. Pe data de 8, o zi frumoasă cu cer variabil, dar totuși cu maxime modeste, aproape egale cu cele din ziua precedentă, între 4 și 9 grade, pentru că advecția de aer rece va continua și rămâne egală cu ziua precedentă pentru că e soare, și minime în dimineața de 9 între minus 1 și plus 4 grade. Pe data de 9, un cer variabil cu maxime de la 7 la 12 grade, posibil chiar și un grad 2 mai mult, maxime de la, minime de la 0 la 4 grade în dimineața de 10. Pe data de 10 martie, un cer variabil cu o zi frumoasă cu maxime de la 8 la 13 grade, cu vântul slab până la moderat fără probleme și cu minime între 0 și 4 grade în data de 11, iar în data de 11 iarăși o zi frumoasă, dar cu minime tot în, cu maxime între 8 și 13 grade și cu minime de la minus 1 la 4 grade. Pe data de 12, un cer variabil, o zi frumoasă cu maxime de la 9 la 14 grade, poate chiar ușor mai ridicate, minime de la 0 la 4 grade, iar pe data de 13, iarăși o zi frumoasă cu cer variabil, cu maxime de la 6 la 11 grade și cu minime de la minus 2 la plus 2 grade. Iar pe data de 14, aproape de jumătatea lunii martie, un cer variabil cu maxime de la 6 la 11 grade, cu vântul slab până la moderat și cu minime de la minus 2 la plus 2 grade. Atât bate cel mai performant model. De aici încolo, dacă vreți, mergem pe estimările de la Reading până în data de 25 martie. O să revenim și la acestea, însă înainte de asta aș vrea să vă întreb, domnul doctor Vătămanu, sesizam din nou fluctuații de temperatură cu diferențe chiar și de exact. 10 grade. Dacă ați urmărit, și sunt convins că ați făcut acest lucru, ați sesizat că numai în următoarele 2-3 zile vom avea temperaturi negative în jurul a minus 5-0 grade, după care valorile de temperatură minime se vor situa între minus 2 și, bineînțeles, valori pozitive. Mă refer la valorile minime. În rest, valorile pozitive scad puțin în jurul intervalului 5-7-8, să spunem, martie, dar după aceea ele se mențin în limite destul de ridicate, 12-13-14-17-18 grade, posibil să ajungem chiar și la 20 de grade Celsius. Însă, eu aș vrea să vă spun dumneavoastră că această nouă prezentare pe care domnul doctor a făcut-o conform modelului foarte bine pus la punct, nu face altceva decât să ducă la și să concretizeze foarte bine
prognoza pe care Ministerul Mediului prin Administrația Națională de Meteorologie a făcut-o pentru perioada în special 26 februarie 4 martie, și anume când putem să spunem că în prima parte, așa cum vorbeam, în primele zile, va predomina un regim termic care are în general normal, cu valorile normale pe care ar trebui să le înregistrăm, după care se produce o încălzire treptată a vremii în cea mai mare parte a teritoriului. De asemenea, sunt posibile precipitații, predominant sub formă de ploi locale, dar în același timp și mixte, înțelegând prin acestea ploaie, lapoviță și chiar ninsoare. E vorba de da, și este prognoză la nivelul țării. Prognoză la nivelul țării, sigur că da. Dar sigur. E posibil să avem și în Oltenia asemenea. Dar bate perfect cu ceea ce exact, exact, exact. Perfect. Însă, aceste cantități de precipitații sunt reduse cantitativ, de asemenea, însă, ceea ce este foarte important, adesea acestea sunt însoțite de intensificări temporare ale vântului. Ceea ce am avut deja o secvență în acest interval anterior de care am discutat și care s-a dovedit a fi, într-adevăr, un fenomen de viscol foarte, foarte puternic, cu viteze ale vântului destul, destul de ridicate. Ceea ce este foarte important însă și aș vrea să fac o corelare cu ceea ce a spus domnul doctor, și anume vreau să vă prezint faptul că la cultura grâului de toamnă, în special la cultura grâului de toamnă pentru zona Oltenia, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor pe adâncimea de 0-100 de centimetri, adâncime pe care noi facem aceste determinări, se încadrează în general la această dată în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și bineînțeles în unele locuri chiar optime. Dar trebuie să specificăm un lucru și o să vedeți, îmi permit să fac să dau un citat din această prognoză a Ministerului Mediului și a Administrației Naționale de Meteorologie. Deja se înregistrează și deficite de umiditate în sol, care înseamnă de fapt secetă pedologică moderată și puternică. Deci, repet, vorbim la sfârșitul lunii februarie de fenomen de secetă. Bineînțeles, acestea sunt pe adâncimi mult mai mari. Dar vreau să scot în evidență faptul că în zona noastră a Olteniei nu avem așa ceva. La noi aprovizionarea este apropiată de optim și optim. Aceste deficite de umiditate de care aminteam, respectiv seceta pedologică moderată și puternică, se înregistrează în nordul și în centrul Dobrogei, local în nordul și în estul Munteniei, sudul, estul izolat, chiar centrul, nordul și nord-estul Moldovei, știm că Moldova în general a avut aceste probleme, centru și sud-estul Transilvaniei și de asemenea nord-vestul Banatului. Deci iată că dacă este să analizăm, avem foarte, foarte clar și aceste fenomene în țară. Dar pentru regiunea Oltenia, așa cum menționam, nu avem aceste deficite la această dată. Amintea domnul doctor că de aceea am vrut să fac această legătură cu ceea ce a spus dumneavoastră, că până la sfârșitul lunii iunie se pare că rezerva de apă va fi la dispoziția plantelor. Vom vedea ce se va întâmpla pe urmă. Ce se va întâmpla după aceea, pentru că va fi exact perioada în care avem nevoie de mai multă apă, de ajungerea la maturitate a... Îmi permiteți o mică completare. Vă rog. Am urmărit de-a lungul timpului, de la data de 2 august și până acum, în arealul Bechet, precipitațiile au fost mai mici decât normele, în continuu. Da, da, da. Dar și acolo, prin cumulare, rezerva de apă e bună. Absolut. Deci aceasta ar fi zona cea mai vulnerabilă deocamdată a Olteniei. Și datorită solurilor care se... Exact, solurile disipoase, se drenează foarte repede, exact, da, da. Și așa mai departe. Da. Aș mai vrea să mai spun că pe fondul acestor temperaturi maxime ridicate, atât din aer, cât și uneori chiar și la sol, la culturile de toamnă sunt posibile, chiar dacă înregistrăm aceste fenomene de care noi am amintit și chiar dacă mai se înregistrează aceste temperaturi minime negative în timpul nopților, sunt posibile reluări ale vegetației, uneori sunt reluări lente de vegetație. Practic, din ceea ce ați prezentat dumneavoastră, aceasta se va vedea cel mai bine în cea de-a doua decadă a lunii martie, când atunci se înregistrează deja valori destul de ridicate, valori pozitive și de asemenea, cu mici excepții, valorile negative se vor situa deasupra valorilor de 0 grade. Deci vom înregistra și la sol și în minimile, atât în aer cât și la sol, vor fi optime pentru reluarea vegetației în perioada imediat următoare.
Sigur, problemele sunt deosebit de sau mai bine spus, fermierii trebuie să urmească cu foarte multă atenție evoluția pe fiecare solă, datorită faptului că interesează foarte mult această structură, începând cu soiul respectiv, cu perioada de vegetație a soiului respectiv, cu cerințele respective. Deci avem pentru fiecare solă, pentru fiecare soi cultivat, avem cerințe specifice. Ori în condițiile acestea de hai să spunem, de alternanță a stresului, va trebui să urmărim și să încercăm să ne apropiem de această viață a plantei pentru a ști ce anume să-i dăm ca să ia să se comporte cât mai bine și, bineînțeles, în final să avem ceea ce noi ne dorim, recolta preconizată și bună obținută din punct de vedere cantitativ cât și din punct de vedere calitativ. Da, tocmai asta e rolul specialistului, să urmărească exact. În continuu condițiile plantei și să știe cu ce să vină în ajutorul ei, exact. Astfel încât lucrurile să meargă bine. Absolut, absolut. Da. Ceea ce eu aș mai menționa este faptul că, și bucuria mea este că acest model pe care dumneavoastră îl practicați, domnule doctor, vă repet, vine într-o concordanță directă cu prognoza elaborată de Administrația Națională de Meteorologie, și nu face altceva decât să demonstreze că ceea ce noi prezentăm aici în cadrul acestei emisiuni corespunde cu tendința la nivel de țară pe care o prezentăm de fiecare dată. Eu am remarcat că de-a lungul timpului niciodată n-am vorbit în contradicție cu ANM-ul. Totdeauna am fost în corelație bună cu ANM-ul și tot ceea ce am discutat noi aici s-a confirmat ulterior. Da. Lucrurile se confirmă, chiar dacă ele nu merg ceas, da. Punct la punct, punct ochit, punct lovit. Da. Nu se poate cu vremea. Eu aș spune că și ceea ce noi am informat pe fermierii noștri olteni este exact ca și afirmațiile pe care le-am făcut legate de prognozele meteorologice. Da. Este vorba de acel procent de realizare între 80 și 90%. Da. Nu mergem mai departe pentru că este firesc, nu putem să fim, da? Dar cu un procent de aproape 80-90%, sigur că este o prezentare destul de atentă și foarte corectă a fenomenelor respective. Vă propun să aflăm și estimările pentru restul lunii martie. Haideți să vedem mai departe, după estimările Centrului European de la Reading, ce se va întâmpla. Noi am ajuns cu prognozele numerice până la data de 14. Ar mai fi o bucăcică din săptămâna 11-18 martie. După estimările de la Reading, ei spun așa că temperatura medie lunară va fi, săptămânală atunci va fi puțin mai mare decât normala. Normala pentru săptămâna respectivă este în jur de 4 grade în cea mai mare parte a Olteniei, 2 grade la limita zonei montane și între minus 2 și 0 grade în zona de munte. Deci, așa cum ați văzut și cum spuneam și eu în prognozele mele, lucrurile se confirmă, mai mari decât normalele. Diferența de temperatură în câmpia Olteniei, în jumătatea sudică a Olteniei, mai ales, va fi de 3 grade față de normală. Concordă și cu ceea ce spunea modelul. Iar în zona de munte și de deal va fi cuprinsă între 2 și 3 grade. Din punct de vedere al precipitațiilor, precipitațiile vor fi aproape de normal, prin urmare deficitul de precipitații va fi aproape zero, normalele vor fi între 5 și 10 litri pe metru pătrat, ceea ce confirmă din nou cu ceea ce spunea modelul. În intervalul 18-25 martie, din punct de vedere al temperaturii, temperaturile medii vor fi mai mari decât normalele. De data asta, normalele în câmpia Olteniei sunt ceva mai mari decât 6 grade, în cea mai mare parte a câmpiei Olteniei, iar în subcarpați, de la 4 grade până la 0 grade și până la minus 2 grade pe creștele muntoase. Diferența de temperatură, abaterea temperaturii, va fi în jur de 2 grade în cea mai mare parte a Olteniei și între 1 și 2 grade în zona dealurilor și în subcarpați, iar în zona de munte ceva mai mică decât 3 grade, deci acolo va fi mai cald decât normal. Precipitațiile vor fi deficitare, nu numai în Oltenia, în toată țara. Normalele în Oltenia vor fi cuprinse între 5 și 10 litri pe metru pătrat, iar diferența de valoare a precipitațiilor
va fi de minus 5 litri pe metru pătrat, adică o lipsă de 5 litri pe metru pătrat, în zona dealurilor și la munte. Iar în zona de sud a Olteniei, până la lunca Dunării, în jur de 2 litri diferența. Bine, în funcție de temperaturile care se vor înregistra, care sunt mai mari decât normale, și de regimul de presiune și formațiile barice care vor veni, e posibil ca aceste abateri să fie chiar mai mari. Dar nu contează. De ce nu contează? Pentru că va veni și luna aprilie cu precipitațiile ei și va veni și luna mai. Luna mai, în general, este ploioasă, iar seceta lunii mai este extrem de rară. O probabilitate extrem de mică să ne apară în Oltenia seceta în luna mai. Și în iunie la fel. Deci sunt șanse ca lucrurile să fie recuperate și să fie bine. Un lucru trebuie remarcat, și anume ați prezentat foarte corect faptul că în următoarea perioadă a lunii martie, deci de la intervalul 14-31, temperaturile vor fi peste limita normalelor din această perioadă a anului. Da. Deci iată, deja se înregistrează în continuare un plus de temperatură, de sumele respective, iar suma gradelor de temperatură utile, cum le spunem noi, da, și care, pe care le folosim. Și de asemenea trebuie precizat că modelul spune că la un moment dat, cel puțin în cea de-a treia decadă a lunii martie, este posibil să avem precipitații mai puține decât normele. Da. Dar trebuie să amintim tuturor telespectatorilor emisiunii noastre faptul că luna martie de regulă este o lună imprevizibilă. Așa este. Atât în ceea ce privește valorile de temperatură, cât și cantitățile de precipitații. Pot să vină sau pot să apară valori destul de ridicate, cum am avut și în perioada anterioară de care nu am amintit, dar putem să avem și o secvență, să spunem, de un ger. Este o lună capricioasă, nu? Degeaba tradiția poporului, da, român, vorbim de babe care își mai dau joc în cojoc. Și de babe și de celelalte. Anul trecut, luna martie, a avut la foarte multe stații meteorologice cantități lunare de peste 100 de litri pe metru pătrat. Sigur că, deci tocmai asta este. Adică pot să apară și asemenea fenomene. Asta nu înseamnă că ceea ce noi am prezentat și ceea ce prezentăm nu este corect, dar trebuie să precizăm că pot să apară și asemenea fenomene extreme, cum le spunem noi, care să influențeze dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că, vedeți, de exemplu, noi nu am insistat foarte mult, am precizat că la un moment dat, în intervalul de care am vorbit anterior, săptămâna anterioară, s-a înregistrat această ninsoare. Ei bine, stratul de zăpadă s-a menținut circa 2 zile, 3 zile, după care el s-a topit, încet s-a topit. Este cantitate care intră tot în rezerva de apă a solului. Acum încă solul încă mai are capacitatea de a înmagazina apă, dar trebuie să spunem că există și suprafețe, anumite suprafețe, unde deja apa a băltit. Deci iată că vom avea, este posibil să avem și o altă serie de probleme legate de băltirea apei. Sigur. Și de eliminarea excesului de ape de pe anumite sole. Da. Pentru că, sigur, este foarte bine că avem această rezervă de apă și ea se va vedea în dezvoltarea plantelor pe etapa următoare, dar trebuie să, de aceea spuneam și revin, trebuie să fim foarte, foarte atenți la ceea ce se întâmplă în fiecare solă pentru a putea crea cele mai bune condiții de vegetație pentru plantele din zona respectivă. Pe termen lung, media, pe mulți ani, multianual, la nivel de țară, februarie este luna cea mai săracă în precipitații. Da. În Oltenia este martie. Da, diferența este mică între februarie și martie. Martie, în Oltenia, tocmai din cauza vremii calde care începe să intre dinspre Mediterană și dinspre nordul Africii, prin Oltenia, se întâmplă puțin și altfel. Și trebuie să mai amintim, să luăm și un domeniu pe care nu vreau să se creadă că l-am păduvit și nu-l avem în atenție, și anume activitatea din legumicultură. Faptul că se înregistrează această cantitate de apă ca rezervă a solului face posibil ca în momentul înregistrării unor temperaturi pozitive să se facă
să se semene culturile legumicole specifice primei urgențe și de asemenea se pregătește partea cealaltă când vor fi răsadurile aduse în câmp. Sigur, acolo sunt o serie întreagă de probleme mult, mult mai delicate, adaptabilitatea răsadurilor pentru a fi aduse în câmp, dar așa după cum evoluează și după cum se prezintă modelul ca atare, vom avea o lună martie cu care putem să ne pregătim pentru tot ceea ce înseamnă modificările climatice pentru fiecare zonă și fiecare subareal al zonei noastre. Un lucru remarcat de toată lumea. Procesul de împrimăvărare a început exact de la 1 februarie, ca la carte. Absolut. La 1 februarie a început creșterea de temperatură. Asta înseamnă procesul de împrimăvărare. Diferența de temperatură de la martie, de la februarie la martie este de 4,9 grade și chiar de 5 grade într-o bună parte a Olteniei. Da. Este prima mare creștere a mediei de temperatură din cursul anului. De ce am amintit acest lucru, domnul doctor? Pentru că, trecând și la celălalt aspect al prezentărilor noastre, la speciile pomii viticole, foarte important era și ați amintit la un moment dat chiar de corcoduș, de faptul că au apărut deja mugurii și stau să se umfle și să pocnească după aceea. Să iasă butonul floral. Să iasă butonul floral, dar vreau să vă spun că din ceea ce dumneavoastră ați prezentat aici, nu apare nici, și bine ar fi să nu avem niciun fenomen dintre acesta de îngheț târziu, îngheț de primăvară, care să vină și să creeze probleme pentru speciile, în special pentru speciile pomicole. Da, anul de asemenea, s-a întâmplat, tocmai asta vreau să spun, că anul trecut am avut acest fenomen și acela s-a manifestat cu predilecție atât în activitatea pomicolă, dar și în activitatea viticolă. Știm că foarte mulți oameni au avut de suferit datorită acestei chestiuni. De aceea, cred că este bine să mai așteptăm. Am observat pe unde am parcurs eu traseele mele din Oltenia, am observat faptul că au început și se fac tăieri masive în ceea ce privește plantațiile pomicole și este foarte bine pentru că se fac aceste tăieri în uscat. Dar în ceea ce privește tăierea la viță de vie, eu cred că ar trebui să mai așteptăm o mică perioadă pentru a evita apariția acestor înghețuri târzii. Ce înseamnă o mică perioadă? O mică perioadă, să spunem, undeva într-o săptămână, să vedem în funcție de evoluția temperaturilor maxime. Deci atunci vom vedea, pentru că, sigur, nu poți să stai să aștepți ca să se umfle și acolo și mugură recată. Și e reactivă la căldură. Sigur, ea este foarte reactivă la căldură și având umezeală, Care ar fi temperatura optimă la care să se efectueze aceste tăieri? Bine, asigurându-ne că nu vor mai urma perioade scăderi, cu temperaturi... Scăderi, deci după ce trecem de 15 grade, 15, 16, 18 grade, atunci putem și fără exista pericolul scăderii bruște a temperaturii. De aceea spuneam, pentru că acum este încă posibil să nu credem că noi am venit aici, am prezentat și sigur că așa sunt modelele. Dar, repet, pentru a fi sigur pentru noi să nu se producă acest fenomen, este bine ca, 7-10 zile încă să așteptăm, fără a mai exista pericolul ca temperaturile să scadă și să avem, Doamne ferește, alte surprize care nu e bine să le avem. Deci undeva după prima decadă a lunii martie. Sigur că da, după prima decadă a lunii martie. Da. Spre mijlocul celei de-a doua decadă a lunii martie putem începe să tăiem masiv viile și sigur după aceea celelalte lucrări ca atare. La ora actuală cel mai important este că atât în plantațiile pomicole cât și în cele viticole să se facă necesarul de îngrășăminte de care au nevoie acestea, adică care a fost consumul sau exportul de elemente chimice care au avut loc prin recolta anului trecut, deci a se stabili cantitatea de îngrășăminte care urmează să fie aplicată, în special îngrășămintele de fosfor și potasiu. Și, foarte important, să nu uităm, acolo unde există posibilitatea, aplicarea gunoiului de graș bine fermentat. Vreau să subliniez, pentru că am avut, cineva mi-a spus că a urmărit emisiunea noastră și mi-a spus, știți, este bine să prezentați de fiecare dată faptul că acest gunoi trebuie să fie bine, foarte bine fermentat, să nu fie dat direct. Pentru că atunci s-ar putea să avem alte fenomene. Există riscul să ardă. Există, exact. Există riscul să nu avem efectul scontat. Adică nu să fie bine. Distruge plantele. Absolut. Absolut. Da, și distruge clar și structura solului. Mă rog, sunt mai multe fenomene de acest gen în care nu intrăm acum pentru că ar însemna
să intre pe domeniul acesta al agrochimiei și, sigur, acolo sunt mult, mult mai multe fenomene. Dar, sigur, repet, este foarte bine acolo unde există această posibilitate, pentru că din ce în ce, noi aminteam o dată în cadrul emisiunii noastre, sunt din ce în ce mai puține posibilități de aplicare a gunoiului de graș fermentat, pentru că nu mai avem crescători de animale. Iar cei care încă mai cresc animale nu mai au efectivele atât de mari ca în care să, de la care să putem colecta dejecțiile ca atare și, sigur, deci o serie întreagă de probleme de genul acesta. Dar, repet, acolo unde există posibilitatea să putem să le aplicăm, pentru că înseamnă aducerea de microelemente, aducerea de macroelemente la dispoziția plantației pomicole și, sigur, ceea ce ne interesează în final, rodul să fie foarte bun, atât calitativ cât și cantitativ. Pentru că, și sigur, discuția poate să fie din ce în ce mai amplă, pentru că degeaba am văzut la nivelul anului trecut, degeaba am avut o recoltă foarte bună de pomi, mă refer aici la mere, și nimeni nu acordă importanță merelor românești, dimpotrivă, am văzut, se aduc în continuare în marile lanțuri de magazine, se aduc din afară fructe și fructele noastre românești. Intrăm pur și într-o simplu altă discuție extrem de complexă, cât ajută statul român producătorul e o altă discuție. Din păcate noi nu mai avem timp astăzi, eu vă mulțumesc că ne-ați fost alături și de această dată, ne revedem în luna martie. Cu mare drag, mulțumim foarte mult pentru tot și sperăm și avem, eu cel puțin am convingerea că fermierii olteni, toți cei care își desfășoară activitatea în Oltenia, vor ști să găsească cele mai bune soluții pentru a obține producții așa cum au obținut de fiecare dată, an de an, producții ridicate și foarte bune, cantitativ și calitativ. Vă mulțumim pentru invitație. Toate cele bune vă dorim și dumneavoastră. La revedere!